micul maestru și Bonaci. Astăzi, maestru m-a trimis în pădure să am niște conuri de brad. Mi-a zis, băiete, ia conuri de brad și nu mă lei soldii de pe fiecare rând. Asta am și făcut. Pe primul rând era 1, pe al doilea erau 2 soldi, apoi 3, 5 soldi, 8 soldi, 13, și așa mai departe. Iar același număr l-am observat și la celelalte conuri de brad. În afară de asta, m-am mai trimis și la piață. Știți cât de scump este un ananas aici în Pisa? Iar eu am trebuit să cumpăr 3, pentru că m-am trimis la foarte mulți ananași. Dar, în afară de preț, am mai observat ceva. Felul în care erau aranjați sorții pe ananas, se mânau foarte mult cu felul în care erau aranjați sorții pe conurile de brad. Primiți aveau chiar și același număr. 1, apoi sărea la 5, 8, 13 și așa mai departe. Ceva cu numerele astea. Aceasta este masa de lucru al maestrului. Eu nu am voie să ating nici și sunt foarte curios. Dar nici măcar graful n-am voie să șterg. Apar mereu aceleași numere. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Oare ce o fi cu ele? Asta îi zic. 1 plus 1 face 2. 1 plus 2 fac 3. 33 fac 5 și 35 fac 8. Haideți, asta încerca maestrul să descopere. Acesta este șirul lui Fibonacci. Începând cu al treilea număr, fiecare este suma ultimelor două dinaintea sa. Dar, uitați, maestrul ne-a arătat și acest dreptunghi. A luat dreptunghiul pe care l-am părțit în pătrate, fiecare pătrat având lungimea de valoarea unui număr de pe masă. Priviți, un pătrat cu latura 1, încă unul cu latura 1, altul cu latura 2, 3, 5, 8, 13, 21 și am umplut dreptunghiul. Apoi, cu același dreptunghi, au unit colțurile exterioare ale fiecărui pătrat și au obținut o cochilie. O cochilie care seamănă chiar cu aceasta. Cu această scoică. Deci, adevărat să vă spune, natura e plină de mister, dar totuși echilibrată și perfectă. Am auzit-o și Partenonul ar fi o construcție perfectă, chiar dacă e făcută de om. Iar maestrul mi-a spus că fațada Partenonului e chiar bazată pe acest dreptunghi. Care dar se pune să plecă. Iar află maestrul că am fost aici. Da, a ieșit bine acum. 256.